După o oră și 13-14 minute am ajuns în golul ăsta Poiana, nu știu cine. Să ne uităm să vedem Poiana cu Iocan, nu știu din Moromeți. Nu scrie. Sunt mulți, nu te scrie ceva? Ciucaș, Bucegi, Costăvaru, Piatra Mare. Nu, Costăvaru? La legare cu Cornel. A fost pe, nu știu, Poiana lui, nu știu, Ianu sau așa ceva. În Covasna. Mă opresc aici că e noroi. În față. Ai la noi, nunta, ca să știi ce ne așteaptă. Făcut liniile astea. Nu vezi, bă, Cornele? Sper să nu urci acolo sus. Hai. Umblam prin lume ca un rătăcit. Nici o speranță nu avea. Dar într-o zi Iisus m-a mântuit. Mi-a a fost aduse, frate. Aduse de ei.
să fie, mă? Niciunul. Ce faci cu viața ta? Vrei să reducești pe acest pământ? Asta munților Francei are 48 de kilometri. Se spune în primele 30 de minute sunt așa. Se merge pe culme. Cum ar veni? Știu că într-o zi voi fi cu Domnul meu și pe străzi de aur am lăsat unul de taf care era cumva paralel cu drumul ăsta de-a mai jos. Am urcat până în curbă în muchia asta și încercam să țină. Pare că suntem în traseu, deși de când am plecat n-am văzut bandă roșie. Atât de slab ar fi. Ne-am blocat, e gata. Asta e un traseu. N-ai. Nu! Nu mai ce să faci cu traseu, să e numai pom căzuți, o să ne și întoarcem. Mare minciună gogonată. Acolo este un semn și acolo este al doilea bandă roșie. Sunt singurele semne pe care le-am întâlnit pe o durată de o oră 40 la dus. Încolo n-ai găsit nimic. Așa că acest traseu trebuie eliminat. Băi, pe tare și mici, nu mai. Vezi, Dana, de ce că capa